Salutare YouTube, băi, mare scandal, mare sânziana negru. Probabil că mulți n auzit de ea, este unul dintre influencerii de carton care ne-au invadat în ultima vreme, alături de multe altele. Mie nu e la nivelul lui Ceușan. Bine, apropo, Ceușan mi s-a părut că s-a cam stins în ultima vreme. Nu vi se pare că nu prea mai e ce era ea? Pare că i-a trecut vremea așa. Pare că nu mai e la modul ăsta băgat în seamă. Ia, se bagă ea în seamă, că da. Dar nu mai sunt zeițele cum erau odată. Ceușan, Ih, e gravidă, a, păi de aia. Ceușan, Ih, ăstea, de carton așa. Nu, bă, a apărut acum Sânziana Negru, se știe exact, eu nu știu, habar n-aveam cine era dacă nu vedeam la America Express, dar a provocat un mare, mare scandal. Vă spun pe scurt despre ce e vorba, după care vedem exact ce s-a întâmplat. Păi avem așa, luăm o bucată influencer de carton, când mă refer la influencer de carton, ce spun exact? Orice armăsat devine gloabă, corect. Când mă refer la influencer de carton, la ce mă refer? Mă refer la un influencer care aleargă, aleargă, aleargă după urmăritori pe social media, da, cât mai mulți, nu contează din ce părți, cum, habar n-am, strânge urmăritori pentru un singur scop, ca brandurile ulterior să vină să le facă reclamă. Adică, bă, câți urmăritori am eu pe Instagram? Hai să luăm Instagram, da? Câți urmăritori am eu pe Instagram? 10.000. Ah, bă, e prea puțin 10.000. Hai să mai fac urmăritori. Nu știu, mă duc, mă agit, mă asociez cu alți influenceri, plătesc, habar n-am, orice ca să strâng urmăritori. Ajung la 100.000 de urmăritori. E, altă viață. Deja la 100.000 de urmăritori o să vină brandurile să zică pune și tu un story cu mine, te rog frumos, dragă influencer. Și tu zici, bineînțeles, dragă brand, eu o să pun, dar te costă X de lei. Pardon, X mii de euro. A, mii de lei, altă viață. X mii de euro. Ceea ce e ok. Nu mă deranjează neapărat. Dar din punctul ăsta, tu nu mai faci nimic. Deci în momentul în care îți securizezi un număr mare de urmăritori, tu devii un panou publicitar. Pur și simplu. Adică pe storiurile tale, că ne limităm la Instagram, da? Pe storiurile tale vei pune doar promovări la produse. Creme, șampoane, Lidl, Pidl, Kidl, de astea. Orice, orice vine la tine și îți dă banul pe care tu îl soliciți, l-ai pus acolo pe story. Și încep să faci bani. Tu nu mai faci nimic altceva. Adică tu nu mai ai un content. Bă, am inventat eclerul la tavă. Ăsta este contentul meu. Uite, gătesc cu zahărul ăsta că mi se pare cel mai bun. Ok, bă, da, tu, ca activitate principală a ta, e, faci content de gătit. Faci content de react, uite, cum e Silviu, că l-am văzut mai devreme, fire, da? Bă, ok, promovezi chestii, nu știu, ai campanii plătite, ai, ok, nicio problemă. Bă, da, contentul tău principal, ăsta este. Da? Faci react, vorbești, discuți despre anumite subiecte. Adică tu nu devii doar un panou publicitar și nu mai faci nimic, absolut nimic altceva, doar pentru că ți-ai un număr de uh, urmăritori. Ați înțeles ideea. Sunt Ziana Negru, este una dintre acele uh, influențărițe de carton care nu mai face nimic altceva decât se filmează pe unde se duce și de cele mai multe ori e plătită să se ducă la anumite evenimente, se duce și alege evenimentele în funcție de cine o plătește și cum o plătește și pur și simplu asta e viața ei să-și facă niște poze și să se ducă acolo unde este plătită să se ducă. După care vin și ne spun nouă, mamă, dar voi nu știți, voi nu știți cât de greu este. De-abia asta, nici măcar faptul că nu fac nimic în rest nu mă deranjează. Bă, a avut femeia sau bărbatul noroc, a reușit în viață, face bani din nimic practic, din niște poze și din niște promovări, de deci ce ar face altceva dacă câștigă foarte bine? Perfect, Bă, unde mă deranjează foarte mult e punctul ăsta în care se ajunge inevitabil. Nu e suficient că faci bani, că ai avut noroc. Nu. Bă, trebuie să mai și dai impresia că tu de fapt muncești din greu. Că motivul pentru care tu ai ajuns unde ești este că ai muncit enorm. Că nu vă dați voi seama cât de stresantă e slujba asta. Și ce ușan! Și toată lumea. Și Dorian Popa, mai țineți minte. Măcar Dorian Popa tot mai face ceva pe lângă. Bă, mai pune niște clipuri pe YouTube cu el construind casele. Dar apropo, ce se mai aude de casele lui Dorian Popa? N-am mai auzit nimic. Le mai face, nu le mai face. Mă rog, nu asta e subiectul. Bă, toți, dar toți influencerii influenceri ăștia sunt ăștia de carton, că la el mă refer. Dar nu mă refer la Shelly, de exemplu. Eu nu mă număr printre fanii lui Shelly neapărat. Bă, dar omul face ceva. Face un festival, face niște clipuri pe YouTube, aia cu joburile în care s-a dus și a făcut diferite joburi, face ceva. Că-ți place, că nu-ți place, asta e altă discuție. Dar măcar face ceva. În fine. Și toți ne spun același lucru. Mamă, dar cât de mult de muncă este. Dar nu vă dați voi seama că eu trebuie să mă dau jos din pat, trebuie să descui ușa, să mă încui, să mă urc în mașină, să mă duc, să conduc prin traficul ăsta, să fac poze, să zic ia uitați, dragilor, cumpărați aceste grisine și să iau 1.000-2.000 de euro, zic așa 1.000-2.000, că e mai mult. Păi, foarte greu. Nu înțeleg de ce trebuie, simt nevoia oamenii ăștia să spună lucrul ăsta. Nu înțeleg. Bă, de ce dracului nu spun? Bă, tată, am prins un trend din ăsta, am prins un val, am avut noroc că a funcționat și uite că am ajuns în, la nivelul la care pot să fac niște bani foarte ușor. Ce mă așa? Adică e ceva de condamnat, că nu se ți, -a, ți -a rușine. De ce toată lumea încearcă, cu cât încearcă cineva să te convingă, mamă, dacă cât muncesc, mamă, mamă, cu atât muncește mai puțin. Nu înțeleg de ce nu spun oamenii exact realitatea, așa cum e ea. Da, domne, am avut norocul să reușesc să fac bani uh, ușor. De ce să nu fac dacă pot? Foarte bine. Nu, tată, e muncă. Mamă, dar ce stres! Lasă munca! Dar în ce stres stăm? Nu mai dormim nopțile de stres. Aoleu, aoleu. Puh, un căcat. E, și să ajungem cumva la subiect. Sânziana negru acuzată că a aruncat la gunoi o pungă cu produse Lidl după ce le-a promovat. Cum se apără iubitul vedetei? Pe de ce să se apere iubitul vedetei dacă nu, este, nu el este cel acuzat? Pentru că sânziana este prea importantă ca să poată apărea. Vă dați seama. O, oh, nu, mi se distruge cariera. O, oh, nu, du-te tu, găină, și spune tu acolo ceva. Spune repede ceva. Spune că tu ai făcut lucrurile astea doar să scapi eu. Îți dai seama nu o să mai pot face reclamă la șampon pe care oricum nu-l folosesc. Nu se mai pot face reclamă toate căcaturile care mi-aduc zeci de mii de euro doar ca să păcălesc oamenii practic. Tu le spui folosiți asta, tu nu folosești. În fine, hai să citim așa articolul după care vedem clipul în sine. Scandal cu rița Sânziana Negru, acuzată că a aruncat... Citesc de pe pagina de media, dar media nu se mai vede. A aruncat la gunoi o pungă cu produse Lidl după ce le-a promovat. Cum se apără iubitul vedetei? O să vedem clipul imediat. Merit să fii surprins de influenceri. TikTok-ul a luat foc după ce au apărut informații că sunt Ziana Negru și iubitul ei, Ștefan Floroaica, au aruncat la gunoi o pungă plină cu produse nedesfăcute de la Lidl, imediat după ce au filmat un clip de promovare. Iubitul artistei a, portat, a postat sâmbătă un clip pe TikTok în care explică gestul și-și asumă întreaga vină. Facem așa un rezumat, după ce le luăm pe rând. Sunt Ziana Negru și Ștefan Floroi, ca influencer cu sute de mii de urmăritori pe Instagram și TikTok. Sunt zilele acestea la festivalul Electric Castle, în Bonțida. Obtii? Ambii au venituri consistente din promovarea pe paginile lor de a, a diverselor branduri, de la cosmetice la haine sau alimente. Orice, practic. Bani să fie. Bani să ai. În acest context, cei doi au creat un clip de promovare a magazinului Lidl, care este un partener de tradiție a festivalului Electric Castle. Clipul care între timp a dispărut. Pe ca orice influencer care se respectă, în momentul în care face un căcat, îl șterge. Bine, în general, când faci un căcat, e bine să ștergi, dar mă refer la altceva, da? Când faci o tâmpenie, evident, o șterge. Pentru că așa funcționează lucrurile pe internet, știți, nu? Odată ce dai drumul la ceva pe internet, dacă l-ai șters, a dispărut. Deci, cumva când ștergi o chestie pe care ai pus-o pe internet, o și din mintea oamenilor. Cam așa cred ăștia că funcționează lucrurile. Dar o să vedeți că este la limita tâmpeniei, este la, pur și simplu la limita prostiei ce face Sânziana Negru. O să vedeți. Clipul, care între timp a dispărut de pe paginile de socializare, o prezenta pe Sânziana Negru, care le spunea fanilor că merge să cumpere o plasă cu diverse produse de la Lidl, urmând ca iubitul ei să ghicească conținutul. Nu. Păi era, era content pentru copii de grădiniță sau cum? Adică, băi, cum să facem noi să promovăm acest hipermarket, uh, 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 dar, dar, nu oricum, să fie și fan, să fie și entertaining. Păi fii atent, eu mă duc și cumpăr niște produse și tu după aia ghicești. Da, foarte bună idee. Un geniu, am auzit de tine, bă, Sânziana, ești diabolică. Un geniu al marketingului. Bine că nu, eu cred că ar fi trebuit cel mai bine să facă invers cumva. Cel mai bine ar fi fost ca domnul Floroai ca să cumpere produsele, să-ți spună, Sânziana, am cumpărat 5 plus 3 produse și tu să trebuiască să ghicezi rezultatul. Deci câte produse am cumpărat în total? Eu așa eu așa și făcut. Sânziana, am cumpărat de la prietenii noștri, de la... Foarte nu, nu. Revin. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat de unde îmi fac cumpărăturile. Ei iată, dragilor, prietenii noștri de la Lidl ne-au ajutat și astăzi vom face un mic joc. Eu, Silviu, sau cum îl cheamă, Sergiu, nu știu cum îl cheamă, Floroica, eu, Floroica, voi cumpăra de la prietenii noștri de la Lidl niște produse și Sânziana va trebui să ghicească da, câte produse am cumpărat. Sânziana, da, în această pungă sunt 5 produse, la care eu am mai adăugat încă 4 câte produse am în total. Cam așa. Și deci cam așa trebuia să fie jocul ăsta pe care l-au l-au făcut ei. Și sunt să spună câte produse. Pentru cei care nu știți referința, uitați-vă la America Express. Și vedeți cunoștințele de matematică elementare ale sânzianei. Așa. Ia să vedem. Ăsta este clipul, da? Vedem cât de bine mă cunoaște Ștefan. Cumpăr 10 lucruri și chestii... Bă, ce asta. Chestia asta de... pe care o au toți... Exact ca aia de la radio. I-ați văzut pe aia de la radio cum vorbesc? Salutare, dragilor, și bine ați venit la matinalul Zoo! Ce faceți? Astăzi ascultăm Top 100! Adi Mihailă, the hitman, man, 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 man. Da, dragilor, bine ați venit! De ce vorbesc cu oamenii așa la radio? cum se poate vorbi normal? Nu, nu, nu pot vorbi normal? Așa vorbesc non-stop și când se duc la pâine... Bună ziua, dragă! Cum, cum ar fi? Să ducă la, la pâine la Mega Mai să spună Bună ziua, dragă vânzătoare! Sunt Adi Mihailă, The Hitman! Vreau și eu două pâini și păstrează restul pentru că eu am foarte mulți bani și apreciez ce faceți dumneavoastră aici. Ne revedem în două minute. De ce e asta? De ce vorbesc cu oamenii așa? Am impresia că e mai interesant. Că ce? De ce se forțează să vorbească în halul ăsta? Exact așa sunt și ăștia uh, influencerii care promovează chestii. Bună dragilor, foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce cumpăr eu în mod real. Ei bine, astăzi o să mergem la prietenii noștri de la Lidl și vom cumpăra 10 produse să vedem câte dintre ele vor fi ghicite de iubitul meu pentru că ne facem cumpărăturile împreună. Deci ia, fiți atenți! Vedem cât de bine mă cunoaște Ștefan. Cumpăr 10 lucruri de la Royal Market by Lidl și vedem dacă ele... Credeți că sunt Negru ar putea vorbi fără mâini? pentru că noi, în mod normal, facem cumpărături împreună. Gândiți-vă că ea pentru acest clip a luat probabil multe mii de euro. Deci pentru mizeria asta pe care noi o urmează să o vedem, a luat multe mii de euro. apă, bun. Înghețată? Bun, ai luat înghețată. Ai luat pateuri? Ai luat pateuri. Nu ai luat, luat pateuri. Ce fac patiserie? Cobrici? Da. Ai luat cobrici? Da. Serios? Da. Nu e ăla de... E funny. E funny. Place bine? Da, trebuie să ținem cont că e funny ce vedem. Deci e de râs. Da, e bun și ăsta. Am ghicit trei din 3 până acum, da? Uh, da.

Deci mizeria asta, pe mizeria asta a încasat probabil foarte multe mii de euro, că nu știm exact cât. Da? Ia, fiți atenți. Ia uitați-vă aici. Aceasta este celebra pungă pe care am văzut-o mai devreme. Cineva a pozat-o. Ia uitați-vă. Asta e punga că doamna a șters postarea. Pur și simplu au luat produsele, le-au pus înapoi în punga aia de Lidl pe care o vedem aici și le-au aruncat la gunoi. Au luat cea mai proastă decizie și vă spun că uh, gestul sânzianii este la limita prostiei pentru că tu colaborezi cu o firmă, cu un brand da, care este cunoscut pentru că luptă împotriva risipei alimentare. Adică ei și-au făcut un întreg uh, titlu de glorie din chestia asta, așa de la Lidl. Că luptăm împotriva risipei, au făcut niște bănci de alimente, s-au tot învârtit în zona asta și au tot marșat, au tot pedalat pe ideea luptei împotriva risipei alimentare, care este într-adevăr o problemă. E, tu să faci exact opus. Eu în locul ălora de la Lidl aș fi crezut că pur și simplu mai e la mișto. Ce aș fi crezut, bă, duceți-vă și verificați dacă cineva de la concurență n-a plătit-o ca să-și bată joc de noi. Adică în momentul în care tu te chinui să le spui tuturor, bă, stați un pic risipă alimentară, rea, nu e bine, hau, bau, nu știu ce, tu după aceea să vii să arunci o pungă cu alimente fix la gunoi, în bătaie de joc, practic, este... Nu știu cum să... Pur și simplu la limita prostiei. Încerc să nu fiu foarte dur, dar nu-mi vine alt termen. Nu vine alte. Pe lângă faptul că spăcălești o. Bine, asta deja e cunoscută. Faptul că influencerii își păcălesc urmăritorii, dragilor, foarte mulți dintre voi m-ați întrebat X, uite asta, vrăjal. Asta deja e cumva o convenție între ur urmăritor și influencer. Aibă că știm că ne minți, dar ne facem că nu ne prindem. Bă, dar chiar să arunci mâncarea la gunoi, ce mai proastă decizie, puteai să o dai cuiva, puteai să o duci înapoi la magazinul ăla, că sunt sigilată, uite, Domne, uite, a fost un material promoțional, luați ăstea înapoi, nu știu, le dați la cineva sau le puneți undeva spre Ale Dona, nu știu, habar n să descurcau oia cu ele. Sau te duceai în mașină, le puneai în mașină undeva, bă, lasă de aici și le aruncăm după aia dacă e. Să nu vadă cineva. Le țineai în mașină acolo, le dădeai cu de, habar n nu știu. Bă, le-ai aruncat la primul coș de gunoi, bă, le-a putut, uite știu, le-a putut filma oricine. De ce să le arunci? Adică de ce să ai ideea să arunci? De ce să-ți vină în cap să arunci? Adică, bă, dacă tot ai în cap să le arunci, cum am zis mai devreme, ai prostia asta în cap, atât -at 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 te duce mintea să le arunci. Bă, de ce măcar, măcar lasă-mă să, să te bănuiesc că ai mai mult de doi neuroni? Măcar le aruncai dracu după aia, seara, când nu te vedea nimeni. Undeva în afara festivalului. Tot era o prostie, evident. Tot era o mizerie. Bă, dar măcar te bănuia, uite, bă, măcar a încercat să ascundă. S-a gândit. Bă, nu, cu durere în cur, pur și simplu, le-a aruncat la primul coș de gunoi și a venit unul și le-a pozat. Acum, au avut parte și de reacții din partea oamenilor, pentru că toți ăștia, toți influențării de carton, au în schimb un discurs din ăsta de Miss Univers, să salvăm planeta de la moarte. Îmi e rușine de tine, te-am admirat, te-am considerat un exemplu. Rușine. Bine, cineva a considerat-o un exemplu pe Sânziana Negru? Doamne Dumnezeule! Ce s-a întâmplat Sânziana cu sustenabilitatea? salvarea planetei, cu ajutarea oamenilor, cu strângerea gunoailor. E dezamăgitor pentru că acum realizează mulți că, te afișezi, că ce afișezi online e total opusul a ceea ce ești. Bine, acum aflați? Ok. Credeți că mai e în ziana frustă, fr frustățică? Pentru că nu mai apreciază lumea munca depusă pentru reclamele de 2 lei? Păi dar nu înțelegeți voi. Deci am zis la începutul clipului. E de muncă aici. E vorba de muncă. Acum două zile a venit supărată foc pe Story că nu interacționează lumea cu reclama ei la teilor. Deci, stați puțin, ea a făcut o reclamă după care a venit pe Story și s-a supărat că de ce nu interacționează lumea cu reclamă. Băi, eu când, a... când vă spun că ăștia au impresia că li se cuvine totul. Eu, a... eu când vă spun că ăștia au impresia că în capul lor chiar sunt cineva. În capul lor ei au impresia păi eu fac ceva și voi fraierilor săriți. Săriți repede cu like-uri, cu vizualizări ca după aceea mie să-mi dea și mai mulți bani. Să cer și mai mulți bani când fac o reclamă pentru niște produse pe care nu le folosesc, doar vi le recomand vouă proștilor. Și după aia le arunc la gunoi. Incredibil, tupeul, bă, asta, asta mă deranjează, tupeul. Sper că acum te bucuri de toată atenția, Sânziana. Trist este că am crezut că ești singura influencer, influenceră cu bun simț. Abia aștept să bombănez mâine dimineață că trebuia să plec mai devreme de la festival. Deci cam asta fac, uite. Cam asta fac. Înainte să vedem reacția domnului Floroica, uite, cam asta fac influențării de carton. Se duc la niște festivaluri, unde probabil sunt plătite să apară aceste persoane. Și uite, abia aștept să bombănesc mâine dimineață că trebuia să plec mai devreme de la festival. Uite, cam asta este viața de, de influencer foarte, foarte complicată. Foarte grea, multă muncă. Te dai jos din pat te duci, uite, pe aici, este exact muncă. Ia acum asta, o trece la muncă, să știți. Deci faptul că s-a dus acolo la Lidl și a cumpărat mizeria aia uh, de pungă pe care am văzut-o mai devreme și a arătat-o și a făcut tâmpenia aia de reclamă, pentru ea e foarte multă muncă a făcut. Uite, ia uite. Muncă, muncă, muncă. Asta se pune la muncă. Da, și asta este reacția iubitului. Pentru că doamna Sânziana, domnișoara, nu știu cum să-i spun. Sânziana. Nici măcar n-a avut bunul simț să răspundă ea. Și a trimis găina la înaintare să, bă, zi tu ceva acolo, că e posibil să nu mai avem bani după aia, e posibil să trebuiască să mă angajez, doamne. Doamne. Doamne, ferește. E posibil să, nu știu, până mă gândesc eu ce să fac, du-te tu și spune că tu ai aruncat punga la gunoi și că nu n-am avut nicio implicare în asta, da? Scoate-mă tu, că după aia vedem noi ce facem. Zai să mai e posibil să nu mai încazăm mii sau zeci de mii de euro pe niște tâmpenii. Că suntem influenceri. Du-te tu repede. Fac acest video ca să răspund situației create pe internet cu punga respectivă. Încă de la început vreau să spun că eu am greșit și eu am aruncat acea pungă. Da. Noi te credem că și eu mai mint. Pe la gunoi, fără să mă consum. Un, ați mai văzut vreodată vreun apologie video în care cel care îl face nu se uită în cameră? Mi se pare interesant. Deci omul care face un apologie video nu se uită în cameră. It's me, it's not her, exact. Cu Sânziana sau fără ca ea să știe, pentru că deja plecaserăm și eu am, am, deviat un pic și am lăsat punga acolo. Deci ea nu are nicio vină. Și... Da, sigur că da. Du-te repede și spune-le că n-am nicio vină eu. Te rog eu, du-te repede și spune-le că eu n-am nicio vină și că tu ai făcut totul singur, da? Că na, tu ești mai puțin important, chiar dacă ții tu cancel, bine, cancel în România, chiar dacă ții tu cancel, rămân eu, că eu am mulți urmăritori, da? Nu, leu, doamne, doamne, ce am făcut să merit asta? Sigur asta e în capul ei. Și dacă este cineva de învinuit, eu sunt acela. Deci, dați în -mi mine. Bun. O să prezint situația exact cum a fost. Aveam de făcut un material cu, pentru un brand. Uh, Nu-l mai precizez pentru că ne e rușine de situația creată față de toată lumea. Și nu mai precizez brandul că mi-e rușine. De situație. Uh, Lidl. Și aveam de făcut acest material. Ideea era să, ca să în ziua, să cumpere 10 produse și eu să le identific la final să vedem dacă eu le sau nu. Ideea e că eu m-am raportat la aceste produse ca fiind uh, cum să spun un, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci cumva l-am văzut în scop de a crea acel video. Noi cumva ne câștigăm pâinea din treaba asta. Adică nu e o nu, nu e un secret. Deci, practic, el a zis, bă, noi oricum nu dădeam doi bani pe produsele alea. Noi le-am luat așa ca butaforie. Ca, exact, ca recuzită, cumva. Adică era normal să le aruncăm. Ce voi să fac? Dar nu crezi că mănânc de la Lidl? Sunt nebun, dracu. Păi eu fac zeci de mii de euro din pălăriile astea, din prostiile astea, ca să mănânc de la Lidl. Păi ce sărac? Sunt ca voi, prost, sărac? Sau cum? Deci omul, pur și simplu, Pur și simplu am zis, bă, noi am tratat alimentele alea ca fiind așa de plastic. Și le-am aruncat după aceea ce să facem. <laughs> Incredibil, bă! Incredibil! Apropo, ăsta e apology video. Adică el prin, prin video ăsta încearcă cumva să-și ceară iertare. Să zică, bă, da, am greșit. Și noi ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat, eu am luat punga și am aruncat-o la gunoi. Ma uh, produsele acelea care erau în pungă, multe din ele au fost fățite, duse de colo-colo, în soare și așa mai departe. Ia pentru că am filmat de mai multe, că nu ne iese din prima mereu, pur și simplu. Și... Nu, au avut mai multe duble. Deci au filmat că nu le-a ieșit din prima această mizerie de clip. Bine, cu Sânziana Negru ca protagonist, da, probabil că într-adevăr nu le-a ieșit din prima. Și atunci ce rost mai avea mizeria asta de, de joc? Deci dacă i au filmat de mai multe ori, e clar că el știa exact ce se află în punga aia, din moment ce au filmat de mai multe ori. Și atunci ce rost avea să se prefacă dacă nu știe și să zică, a, oare ai luat chipsuri? Da, wow, ai luat chipsuri? A zis că se și mira. Ce rost mai avea căcatul ăsta de joc, că nu înțeleg, dacă i-au filmat de mai multe ori și știa exact. Bine, ideea că a trebuit să filmez de mai multe ori pentru căcatul ăla de două minute pe care l-am văzut este ceva absolut incredibil. Și arată exact nivelul influencerilor din România. Influencerilor de carton. Trebuie să specific de fiecare dată lucrul ăsta. Deci, cum să faci cel mai fake lucru posibil? Să spui, bă, ce ați văzut voi mai devreme, în care eu mă prefăceam că ghicese se află în pungă? A, de fapt am filmat de mai multe ori, dar na... Ce, au avut și de-aia ca la film și dubla 1! Bună ziua! Mă numesc Sânziana Buruiană? Nu! E Sânziana Negru, tu. Ah! Scuze, din nou. Probabil așa a fost. Și Sincer, am considerat că nu aș... că n-am ce să împart genul ăla de produse care nu, adică nu le-aș împărți, pur și simplu. Într-adevăr, mai erau chipsuri, mai erau, nu mai știu ce era. În... Tot cum mai era. Pe ce a rămas ceva? Tocmai ai spus că le-ai considerat drept butaforie. Cum ce mai era? Tot era acolo. Nu e ca și cum, bă, au mai rămas două, trei chestii, adică o jumată de pungă de chipsuri, niște chipsurile afărămițate. Ați văzut când cumperi chipsuri, mănânci chipsurile întregi și pe fundul pungii, la final, rămânele fărâmițată pe care nu le suporți. Au mai rămas alea fără firmiturile alea și pe alea le-am aruncat. Cum ce-a mai rămas? Toate au rămas acolo. Într-adevăr, unele puteau fi împărțite. Dar până și bar... înghețata, într-adevăr, până și înghețata era bă în gunoi. Puteai mânca, era super cald. Puteai mânca să mănânci înghețata acolo. Până, până și aia era în gunoi, pur și simplu. Majoritatea lor nu. Bun, și Majoritatea asta lor fost, ce? Puteau, nu ce? adică nu le-aș împărți, pur și simplu. Într-adevăr, mai erau chipsuri, mai erau nu mai știu ce era. Într-adevăr, unele puteau fi împărțite. Dar în marea majoritatea lor nu. Aha. Bun. Și, și atunci le aruncăm, asta la Asta a, a fost raționamentul meu în momentul ăla. Evident că nu încurajăm și nu încurajez consumerismele și nu încurajez să cumperi lucruri și să, să... să, adică înțeleg situația multor oameni. Pentru... Bă, cred că trebuie să recunoaștem este unul dintre cele mai proaste videouri de scuze din istorie. Adică, din câte am înțeles, băiatul ăsta e și actor, nu? Joacă foarte bine, de adevăr. Joacă foarte, foarte, foarte bine. E un mare, mare actor. Pentru că și eu foarte, mare parte din viața mea n-am avut și nici acum nu consider că am prea mult, adică nu mi-aș permite să-mi bat joc de niște... Pe asta ai făcut. Adică, pur și simplu, asta ai făcut. Mâncare, pentru că am crescut ca toată lumea, adică știu exact ceea ce înseamnă să n-ai. Bun, mă rog, am greșit, nu era de făcut treaba asta. Plus de asta, eram în cadrul unui festival, nu știu dacă oamenii de acolo chiar aveau nevoie sau nu știu, -am simț, nu, nu s-a trezit în mine sentimentul de a ajuta oameni, nu știu cum să explic situația asta, poate mulți nici nu să consume ce cumpăraserăm noi acolo. Păi ok, întrebai, Păi uite, noi am avut de făcut un clip, n avem cum să consumăm toate produsele astea, vrea cineva să le ia sau le ducem înapoi la magazin. Adică nu era o chestie ca și cum, bă, săracilor, vă ajut că sunteți nemâncați. Sunteți niște cercetori și noi vă dăm să mâncați. Întrebai pe acolo, pur și simplu, te plimbai pe la festival cu punga aia. Și dacă te recunoștea cineva sau întreba cineva, îi spuneai. Dacă nu voia nimeni să o duceai înapoi la... Mie asta mi se părea cea mai bună variantă. Te duceai înapoi la magazin și spuneai, bă, uite, a fost un promo. Produsele astea, o chestie plătită. Luați-le înapoi dacă puteți, cumva, să le puneți pentru. știu, un ajutor. Că ei mai au campanii din asta, dacă există vreo campanie. Dacă nu, știau ce să facă cu ele, nu? Cu produsele expirate, de exemplu, ce fac? Știau ce să facă cu ele. Mă rog. Deci, asta a fost situația. Am văzut niște comentarii, pentru că nu avem cum să nu ne uităm, ne impactează, vă dați seama. Am văzut niște comentarii, vis-a-vis -vis de că am fost văzuți mai devreme cu niște. cu două. Cu două sticle de apă că le-am aruncat Știu Bă. despre acele două sticle Sunt două sticle de apă Pe care nu le-am aruncat Le-am pus pentru că urma să filmăm ceva Le-am pus deoparte Și le-am mai pus odată într-adevăr Înainte să intrăm în market Le-am pus tot așa deoparte, ascunse Nu au fost aruncate Au fost puse special ca să le putem lua Când ne întoarcem din market Ca să bem apă Da, exact, puteai să faci puteai să faci o grămadă de chestii. Puteai să zici, uite, noi am avut un promo la Lidl, cei care te recunoșteau pe acolo. Păi, sunt Ziana, putem să facem și noi o poză, ești singura riță cu picioarele pe pământ. Păi, uite, am avut un promo la Lidl. De la Lidl poftim acest, această cutie cu pungă cu chipsuri. Trebuie că nu te dai orice. Te de cârnați sau chestii. Înghețata se topea, pe aia o mâncai dracu și tu. A, puteai să faci o chestie, nu să le arunci. Băi, cea mai proastă decizie pe care puteai să o iei. Uh, au fost puse undeva... Bă, da, poți să zici că la leargă cineva, observați? De deci se uită non-stop stânga-dreapta, zici că e urmărit internațional. Zici că e Mario Iorgulescu. Cum să spun? Clar, undeva unde să le putem lua înapoi. Deci n-a fost vorba că le-am aruncat. Bun, și cam atât. În rest... Nu știu ce să... Asta a fost clip. Deci clipul, clipul ăsta de apologie e chiar mai prost chiar mai prost decât clipul în sine cu aruncatul mâncării. Sper că am prezentat situația așa cum e, adică eu am prezentat situația așa cum e din punctul nostru. Sper că am prezentat situația așa cum e, adică am prezentat-o exact așa cum e, dar na. Sper să credeți și voi că am prezentat așa cum e. ...de vedere și ce s-a întâmplat acolo și ce am trăit. În rest, na, asta e. Asta e, păi da vorbesc cu oamenii două trei săptămâni pe două, două două trei săptămâni, eu prost, două, două trei zile pe subiectul ăsta după care ce, există cancel în România? După care noi ne vedem frumos de ale noastre și ei de ale lor. Bă, dar, Absolut ireal. Uh, Hai. Zi bună sau orice, orice de bine. Salutare. Uh. Oh. Ok e Între timp Între timp Să nu credeți că se întâmplă ceva Tita mai afișu Pe tot blocul, pe fațada blocului ăstuia Da? Ia uitați-o Cu sânziana reclamă la Panten. Bine, ăștia cu șampoanele sunt V-am zis, când apare un șampon Toată lumea, toată România Se spală cu același șampon, nu știu dacă ați observat Adică tot, nu mai scapi Ia uitați-vă frumos. Ia uitați-vă. Ce, că doamna Sânziana Buruiană va avea de suferit? De pe urma acestui lucru? Nu. No. Probabil nu va mai colabora Lidl cu ea. Aia e. Da, mai sunt șampoane, da, mai sunt creme, da, mai sunt alte uh, lucruri care trebuie și ele promovate cumva. Nu? Sânziana Buruiană, Sânziana Negru, Sânziana Negru. A rămas cu gluma aia cu Buruian. Sânziana Negru, crezi că va suferi? Nu o va suferi. Doar. Nu o va suferi deloc. Și aici, în încheiere, aș vrea să spun că mai e și vina brandului. Mai e și vina brandului care tratează aceste lucruri exact ca o corporație, ceea ce și este. Nu interesează persoana, îi interesează cifrele, că de-aia sunt ăștia disperați după cifre. Brandul zice, mamă, câți urmăritori are ăla? 100 de mii? Da, ăla, 300 de mii. A, păi luăm pe ăla cu 300 de mii, care mai mulți urmăritori. Fără să te intereseze exact omul în sine, cum e el, ce a făcut de-a lungul timpului, să te intereseze un pic despre el. Nu. Te interesează cifrele. Vezi ca un robot, ca o corporație. Ce ești? E, pe dacă vezi doar așa, foarte bine că ai pățit lucrul ăsta. Foarte bine că ți-a făcut asta tâmpenia asta, ca data viitoare poate să te mai uiți și la om în sine. Nu doar la cifre. Să vezi doar bani, bani, cifre, ce, ce obținem de la astea, câte cifre, câte like-uri, câte vizualizări. Mai uite-te și la om și cu cine colaborezi. Că e posibil să-ți dai seama că nu are nicio legătură cu brandul tău să te facă de căcat cum te-a făcut asta. Bine v-a făcut. O viitoare vă treziți și voi la realitate. Incredibil, bă. Incredibil. Bine, gata, hai că după aia este prea lung și iar mă înjură Hansel. Vă pup YouTube, aveți în descriere toate linkurile necesare. Mai veniți și pe Twitch, mai dați și follow, malo, știți deja toate lucrurile astea. Vă pup!